Haideți să aducem în discuție, pentru că tot vorbim de succesul academic și o întrebare comună a părinților, inclusiv a mea. Când e momentul potrivit să ne înscriem copiii la concursuri, la olimpiade? Aoleu. Îl înscriem din pregătitoare? Nu. Deci nu, în ciclul primar, nu, asta e o tâmpenie. Eu nu mergeam în ciclul primar la olimpiade. Nu știu câți ani ai tu, tu ești mult mai tânără decât mine. Eu sunt producție 79. Nu exista în ciclul primar olimpiadă. Aceasta este o găselniță nouă pentru a face părinții să-și trimită copiii de la vârstele astea fragede să concureze pentru ce? Că el nici nu are noțiunea asta de concurs și nici nu știe de ce se duce acolo și nici nu știe și pe mulți dacă îi întrebi în ce, care e capitala României, nu știu să-ți răspund. Adică facem niște lucruri exagerate. Nu! În ciclul primar, copilul are nevoie să învețe să scrie, să citească, să socotească și să stea atent, să ducă un lucru din A în B, să termine lucruri, să poate să exerseze ceea ce face la școală, să aplice în viața reală. Nu avem de ce să îl încărcăm cu această competiție, competitivitate care nu are sens.